Oameni buni, cu întârziere, e adevărat, de o zi, am primit și eu acum în pauza aceasta vestea. Luc Montagnier, profesorul laureat al premiului Nobel pentru virusologie, descoperitor al virusului care provoacă SIDA, al HIV-ului, 83, a murit într-un spital american în Franța. Hai să traducem un pic, Paule, dacă mă ajuți. Iată, deja. Biologul în vârstă de 89 de ani, fost laureat al premiului, nu fost. Nici ăștia de la Le Parisien nu stau bine cu scrierea unei știri. Nu este fost laureat. Este laureat al premiului Nobel în medicină. A murit marți seara la spitalul american din Neuilly. Ridică un pic știrea. Merită un minut, două în emisiune, pentru că este omul, ridicați un pic știrea, Paule, este omul, Luc Montagnier, care, profesor Montagnier, așa, deci a murit la 89 de ani marți, abia ieri a fost făcută publică știrea, așa, ok, bine, comentarii foarte dezamăgitoare despre COVID, ridică puțin. Luc Montagnier se poziționase din nou împotriva vaccinării, estimând în 2017, și asta fără dovezi, bineînțeles că fără dovezi. De-aia și era laureat al premiului Nobel și de-aia s-a dovedit până la coadă că nu era departe de adevăr, că există riscul cu anumite vaccinuri de a otrăvi... A, bine, nu asta, cu otrăvirea e... Căh. A spus și am avut... De ce fac această mică deviere din subiectul emisiunii? Pentru că eu acum aproape 2 ani am citat un interviu, în emisiunea mea am citat un interviu dat de Luc Montagnier, fie țărna ușoară, presei occidentale, în care spunea că este o nenorocire să vaccinezi planeta în plină pandemie. Și eu cred că avea dreptate. Și foarte mulți mari medici români, mai șoaptă, așa, mai cherel, mai subțire, i-au dat dreptate. Unii chiar și în emisiunea mea cu jumătate de gură. Bine, Filoftea, ești în direct. Da, bună ziua, domnul Barbu. Te ascult. Despre ce să discutăm? Că sunt așa de multe... Păi să discutăm în primul rând despre cum ți se pare că sunt 15 grade afară și suntem în 11 februarie, deci e prea mare temperatura pentru perioada asta anului. Cum, pe bune, m-ai sunat să mă întreb despre ce vrei să discutăm? Păi nu avem un subiect? Ba da. Spre exemplu, schimbarea Constituției, da? Nu. Câți oameni... Pune, Paule, titlul jos. Câți ne salvăm... Avem probleme uriașe cu facturile, cu salariile. Nu știu, e o situație foarte complicată dacă prognoza... Bine, dar zi cu Constituția. Hai că ai stat pe pauza publicitară. Zi cu Constituția cum vezi tu problema. Deci schimbarea Constituției în momentul actual nu cred că trebuie făcută, deoarece Parlamentul în actuala ei, lui. În actualul lui e... Alcătuire. Alcătuire. Nu o să facă altceva decât să scoată și ceea ce mai, ce drepturi mai avem. Deci proprietatea privată o vor... Nu te supăra, Filoftea. Era sub nivelul emisiunii, convorbirea noastră telefonică, nu sărea de ștachetă. Îmi pare rău. Mai departe, bună ziua, sunteți în direct. Salut, Mihai, ești în direct. Mihai, știți cum e? Sunt oameni care atunci, sincer, fac emisiunea asta așa cu telefoane de foarte mulți ani, 12-13 ani. Sunt foarte mulți oameni care în momentul în care din regia televiziunii li se spune rămâneți, că o să vorbiți imediat în direct, se panichează, se pierd cu Gabriela Firea, se pierd cu Firea, adică și... Da, hai, alt telefon. Așteptăm. Nu sună nimeni. O emisiune de mare audiență. Oliviu, de acasă, de la tine, de unde? De unde ne suni, Oliviu? De acasă, de la mine. Mi se pare absolut corect. Zi, Oliviu. Păi, aștept să vorbesc cu domnul Barbu. Cu el vorbești. Oprește sonorul televizorului. Am înțeles. L-ai oprit? Acum. Hai, te rog frumos. Gata. Ia zi, Oliviu. Păi ce să spun? Păi... Barbu vorbește. Eu cu el vreau. Am uitat să fac un chileții telefonul distinsului. Consumul de alcool trebuie făcut în cuantumuri
suportabile, mai ales atunci când ai intenția să suni în direct la o televiziune de știri. Adică nu se împacă. Șprițanul sau tăria, cinzeaca, nu se împacă neam cu o legătură în direct cu o televiziune. Bună ziua la Strasburg, Dorin, ești în direct. Bună ziua, domnul Barbu, vă salut, la mulți ani. La mulți ani tuturor diasporenilor. Ce vreau să vă zic, că ne ducem pe tobogan încet. Poftim? Ne ducem pe tobogan cu toți încet. N-am înțeles, către? Ne ducem pe tobogan. Păi stai că mi-a tradus Ghiță că ne ducem pe tobogan, asta ai spus, da? Da, da, ne ducem frumos, lin și sigur. Am înțeles. Și faptul că ne ducem pe tobogan înseamnă că nu mai e nicio frână, nu mai avem nicio... Să băgăm pe piciorul în pedală? Nu. A? Domnule, vă spun realitatea. Bravo. Vreau să intru la dumneavoastră în emisiune. Suntem cenzurați mereu. Democrația nu există. Cine vă cenzurează? Stai așa, stai așa, Dorin. Cine vă cenzurează? Păi cine? Serviciile? Serviciile care întotdeauna au grijă de țara asta. Deci tu nu poți să intri, stai așa, Dorinele, tu nu poți să intri la mine în emisiune în direct că te cenzurează serviciile? Bineînțeles, și mă cheamă Florin, ca ceea ce Florin din Strasburg. Paule, ce facem? Continuăm discuția asta? Stai un pic, că mă consult cu producătorul. Ia zi, Paule. Așa, uite, te întreabă producătorul emisiunii. De ce te cenzurează pe tine serviciile? Bănuiesc că... Unu, nu există democrație. Doi, justiția este coruptă. Trei, nu ordine montare pe fir. 4. Război, au nevoie de războiul ăsta cu Ucraina să facă un război mondial. Ca să scape de... Am tras de câștigător azi. Râde Ghiță de mine, e umflat de râs. A intrat unul care consumase. A intrat o doamnă care nu înțelegea cum e cu CNP-ul, de ce are atât de multe cifre. A intrat domnul care oculta și serviciile sunt de vină că nu poate să prindă o legătură în direct. Mi-e și frică să spun bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, bună ziua. Vladimire, te ascult. Da, referitor, domnul Barbu, la facturile care o să le mănânce și o să le mănânce... În sfârșit, un telefon normal. Blabu, Vladimire, că mă speriasem, Doamne, iartă-mă că e tragedia cât casa pe mine. Zi, Vladimire, că m-am liniștit. Nu, hai că-și revine emisiunea. Asta cu emisiunea cu telefoanele în direct de la cetățeni, trebuie, da, e clar că se poate... Bă, ce să fac? Nu l-ai văzut pe om? Că era până punea subiectul cu predicatul în legătură, trecea un sfert de oră. Zi! Da, dar nu e în regulă. Bun, ideea e felul următor. Vreau să fac un apel să le spun românilor, dacă o să creadă, dacă nu. Ideea e că nu o să fie mai bine. Noi nu ne așteptăm la lucruri mai ok de la președinți, de la oameni care, eu știu, au factor de decizie în Guvernul României. Nu există așa ceva. Trebuie să ne băgăm mințile în cap ca nație, pentru că nu există așa ceva. Nu o să ne cadă nimic din cer. O să trebuiască să învățăm, practic, să ne naștem din nou. Da? Cum a mers domnul președinte cu bicicleta, să facem toți chestiile. Eu am, de exemplu, un bloc, oameni cu un copil mic, da? Cu două mașini în parcare. Înțelegeți? De varat acum, în momentul de față, cum arăta București în 2015, da? Full pack. Nu-i normal. Deci degeaba ne plânge de facturi, de bani, de, eu știu, de procente care cresc. Nu, în primul rând trebuie să ne uităm la noi. Și nu o să fie mai bine. Asta e, din păcate, tragic. Da, stai puțin. Vladimire, când spui trebuie să ne uităm la noi, eu sunt de acord cu tine. Eu am ceva în cap, vreau să vă ce ai tu în cap, pentru că s-ar putea să nu gândim același lucru. S-ar putea să nu gândim același lucru. Ideea este în următor. Tot ce credem că se întâmplă, nu se întâmplă. Nu zic că nu e în regulă votul sau chestiuni de genul acesta, dar se vede cu ochiul liber anumite lucruri. Și, în primul rând, din punctul meu de vedere, politicienii și-au pierdut respectul față de lume, în general. Nu doar în România, peste tot. Nu mi se pare normal. Oamenii ar trebui să fie trași puțin la răspundere, dar nu sub forma asta agresivă de eu știu, de... mămăligă tipic românească, da? Cum vorbeam înainte. Nu. O chestiune foarte ok de la oameni care totuși au o facultate. În opinia ta, fii atent, Vladimire, în opinia ta, ne salvăm ca neam? Adică ieșim la liman sau ne ducem pe tobogan, cum spunea... Nu, în primul rând, Tudor, trebuie în felul următor. Să vină o cupă de excavator mare cât România, să radă totul până la firul ierbii și după aia să sperăm din nou. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Vladimir. Bă, băiete, să vină o cupă de excavator mare cât România și să radă totul? Vreți să vă spun ceva? Cu riscul că mă amendează CNA-ul. Bă, cam are dreptate. Bine, metaforă. Cred că CNA-ul înțelege că e o metaforă. Facem un pic de literatură în direct.
E o metaforă asta cu cupa, cu România, nu. Bă, dar are dreptate. La noi educația e la pământ. La noi bătrânii au pensii absolut mizerabile, majoritatea. La noi sistemul spitalicesc e corupt și vai steaua lui. La noi sunt codri verzi de brad, pe care unii cu gaterul, cu drujba, cu îi cară pe codri verzi în Austria. Îi cară, Doamne iartă-mă. La noi nimic nu e în regulă. Adică metafora cu escavatorul, bă, nu e atât de departe de... Bine, bună ziua, sunteți... Salut, Mircea, la Brăila, ești în direct. Bună ziua, bună ziua. Am citit întrebarea, ce ne așteptăm de la guvern? Dar eu aș reformula puțin, de fapt, cine conduce guvernul? Primul ministru? Și de ce am pus întrebarea asta? Din ce am văzut eu așa în ultimii cam vreo 15 ani, la partide, președintele hotărăște ce vor face miniștrii. Mi se pare total anormal ca un partid sau două partide să hotărască ce face guvernul sau ce fac miniștrii. Încât eu văd o totală nepotrivire între ce ar vrea un prim-ministru și ce ar vrea un ministru. Și să nu ne mirăm, evenimentul întâmplat cât de curând acum, USR-ul pleacă de la guvernare. Cine? Cine? USR-ul care a plecat de la guvernare. Aia acum un an de zile. Da. Așa, a ieșit bine, mersi frumos. N-aș vrea să spun că l-a durut în bască sau în pingele, dar, mă rog, a lăsat țara așa, într-o situație extrem de dificil și extrem de grea, delicată, chiar aș putea spune, în contextul ăsta internațional, puțin mai ciudățel așa. Da. Nu știu ce se poate face. Nu știu care sunt specialiștii care ar putea să ne dea o soluție, dar eu mă întorc, de ce spunea un antevorbitor, ne trebuie modificată Constituția, poate nu acum, că nu e cazul, într-adevăr, dar trebuie făcută numai printr-un referendum și făcută de popor, nu de parlament. Întrebare, Mircea. Da. Dacă s-ar pune în acest referendum de schimbare a Constituției întrebarea monarhie sau republică, ce ai vota? Republică. Am înțeles. Mergem mai departe. Mulțumesc frumos, Mircea. Foarte interesant. Salut, Ioane, la Cluj, ești în direct. Am onoarea să vă salut, Varga. Zi. Mă bucur enorm care să vă prind. Și noi. Domnul Varbu, i-aș da o întrebare, i-aș răspunde la întrebarea unui antevorbitor care a făcut aluzie la de ce nu ajung în politică unii oameni care sunt specialiști în domeniile lor. Corect. Eu vă urmăresc de mult timp, aveți niște invitați super, super. Ei, i-aș da eu întrebarea, pentru că unul, îmi pare rău că, sau nu, nu-i pronunț numele. Dau așa, ipotetic, un om ca domnul Adrian Negrescu, un om ca, profesorul Coșa, păi cum să intre în politică odată că nu are acces în politică și al doilea, nu cred că unul dintre specialiștii români le-ar conveni să-i conducă un domn ca și Căhâțu, de exemplu. Scuzați-mi cacofonia. Pentru că ăștia sunt oameni care sunt specialiști. Ioane. Da, vă rog. Bă, totuși trebuie să găsim o soluție, pentru că panta pe care ne aflăm, căderea extrem de înclinată pe care ne aflăm, așa e, aveți dreptate. Știi unde duce? La falimentul țării, prietene. Așa e. Eu v-aș întreba, atâtea aș vrea să vă întreb, dar mă rog, e timpul scurt. Întreabă-mă. Pentru că de mult timp, de câte ori am o cauză... Fii atent cum facem, fii atent, ca să fiu corect cu tine. Alegeți, în timp ce eu vorbesc acum, tu în cap așa, alegeți două întrebări cele mai tari, la care, dacă știu, îți răspund. Zi. Prima ar fi, dumneavoastră, a fost senator... A fost șef de comisie în Parlament. Treci peste. De ce ați plecat de acolo? Părerea mea e că ați găsit puroiul ăla care nu mai putea să-l suportați. Că nu. Totuși sunteți un om deștept. Nu, n-am plecat. N-am plecat. Îți răspun sincer, Ioane. N-am plecat. Da. Am fost plecat. Bun, ați fost plecat, între ghilimele. Atenție la exprimare. Da, între ghilimele. N-am plecat eu. Pur și simplu, la un moment dat, știi cum e în echipă, dacă echipa la vestiar nu te mai vrea, te cam duci tu singur, te cam ceri. Așa e.
Așa e, pentru că dumneavoastră ați deranjat pe mulți acolo și nu v-ați... Dar nu despre mine emisiunea, Ioane. A doua întrebare. Specialist, nu de dumneavoastră. A doua întrebare. Vă rog să-mi spuneți, dumneavoastră, că sunteți un om, suntem aproape de aceeași vârstă, dar sunteți mai experimentat ca și mine din ale istoriei. Când poporul român, de la Cuza încoace, cu o mică excepție a lui Ceaușescu, a fost în stare să se conducă? Niciodată. Păi, și atunci... Bine. Și atunci, deci, ne trebuie cineva care să vină să ne conducă. Noi nu suntem în stare. Hai să recunoaștem. Noi nu suntem în stare să ne conducem. Degeaba tot spunem că să alegem, că am fost la vot, că n-am fost la vot. Domnule, dacă ar fi mâine alegerile, vă rog să-mi spuneți, sau să-mi sugerați, nu să-mi spuneți, că nu puteți să-mi spuneți, sau întreb pe toți românii, cu cine să votăm? Eu dacă sunt alegeri mâine, nu am să-ți spun cu cine aș vota, dar am să-ți spun așa. Da. Nu are aproape nici o relevanță cu cine votăm. Nu are aproape nicio importanță dacă noi, jos, ăstea, prostimea cum... Exact. Dacă noi nu ne reformăm mental, dacă noi nu înțelegem ce importanță are ca, virgulă, copiii noștri să aibă carte... Dacă noi nu înțelegem că trebuie să muncim, să ne sară pe nas sânge și să așteptăm după ce muncim să primim roadele muncii, nu facem nimic, Ioane, absolut nimic. Domnul meu, am cutreierat, am fost șofer de tir. Am fost șofer de tir și sunt încă. Așa. Am tirul meu, am cutreierat toată Europa. Vă rog să mă credeți, cunosc toată Europa, dar încă o accentuez, cunosc toată Europa în 30 de ani de tir. Am umblat în toată Europa. Domnule, nu știu cum să vă spun. Când intru în România, parcă intru, să mă scuzați de expresie, parcă intru în iad. Totul e schimbat. Adică, totul e schimbat. Noi nu vrem să fim, vrem o țară ca afară, dar noi nu vrem să fim ca și cei de afară. Dar ce ne separă? Ioane, stai așa puțin. Da. Zim trei lucruri esențiale în opinia ta, cunoscător al Europei după ce ai călărit-o la volanul tirului 30 de ani, trei lucruri care ne separă pe noi ca neam de Europa, de restul neamurilor. În primul rând, mentalitatea. Altceva. Ce înseamnă mentalitatea? Adică, stai. Cum adică mentalitatea? Ce fel? Pentru că noi nu vrem să ne civilizăm, noi nu vrem să avem bun simț. Să-mi cer scuze. De, așa simt eu, așa văd eu. De ce? În momentul când ies din România, toată lumea respectă legile, toată lumea respectă legislația, toată lumea e altfel ca și când e în România. Când intră în România, intră în junglă. Într-o junglă, vă rog să mă credeți, cunosc și tot de România, o cunosc ca și buzunarele mele. După 45 de ani de șoferie, 30 de ani de tir, aia e altceva. Dar după 45 de ani cunosc toată România. E în momentul când intru în România, parcă intru, cum v-am spus mai devreme, în iad. Parcă intru în junglă, domnule. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Ioane. Mersi mult de tot. Te mai aștept în emisiunea mea, cu sinceritate îți spun. Dramatic. Ce să-i spun, că n-are dreptate? Să-l intru în polemică, să-l întreb de ce, cum, ce... Bă, fix așa e. Fix așa e. Și mai e o tragedie. Imediat unde ai spus că mergem la Brăila la Marian. Mariane, vin imediat la tine. Să vă mai spun ceva. Pe lângă ce spune omul ăsta, Ion din Cluj, 45 de ani de șoferie, 30 de ani de tir, cunoaște Europa ca în palmă, că vine acasă și vine ca în iad, bă, vă mai spun ceva. Și asta vă spun ca român care cunoaște România cum cunoaște el Europa. Bă, când treci munții, de Acilișad în Regat, către Sibiu, către Brașov, către Târgu Mureș, către Sighișoara, bă, e altă țară, bă. Bă, e altă țară. Și asfaltul e altul. Asta e Sfânta Cruce. Închid ochii la volan, dacă aș putea, și simt la roți când am intrat în Transilvania, când am trecut munții. Simte mașina. De ce? Pentru că merge ca pe sticlă, merge ca pe decor pe aici. Da, știu, nu în totalitate. Bă, dar e altă țară. Bine, da, Mariane, ești în direct.
Barbu. Te ascult cu drag. Deci, părerea mea, singura soluție pentru România este Singapore 1992. Ce a fost, frate, în Singapore în 92? Ce a fost? A venit un, cred că general, a închis granițele, a curățat pușcăriile de tot, corupții i-a lichidat, a confiscat tot, care au fugit, au scăpat, care nu, la revedere. Și la ora actuală Singapore, în 30 de ani, este mai, țara este mai tare decât Marea Britanie, decât Statele Unite, decât multe țări din lume. Ai fost vreodată în Singapore? Din păcate nu. Eu am fost. Am văzut niște emisiuni unde spuneau este, că... Este raiul pe pământ. Eu n-am știut că în 92, perfect. Adică tu vrei să spui că a fost juntă militară, adică a fost dictatură militară, asta înțeleg, nu? Nu știu dacă a fost... Uite, o să verific, incultura are și la mine, incultura e la ea, cum se cheamă, acasă de multe ori, din păcate, nu știu. Problemă. Bă, Paule, ia vezi, tată, ce a fost în 92 în Singapore, de curiozitate, vorbesc cu producătorul emisiunii. Da, vreau să vă spun așa, pot să-ți spun o poveste scurtă, Marian? Perfect. Una dintre cele mai, una dintre cele mai bizare legi în Singapore este legată de ciunga, băieți, ciunga. Shaving gum. E deținerea, cumpărarea, deținerea, traficul se pedepsesc ca și cum ar fi droguri. Faci pușcărie grea. Am în Singapore nu există gumă de mestecat. Este interzisă prin lege. Dar știți de ce? Nu. Pentru că, din ce am înțeles eu, poate greșit, o proastă de ziaristă, pardon, o ziaristă inteligentă, corect, a făcut o glumă la Parlamentul singaporez și a lipit pe scaunul unui parlamentar o ciungă mestecată și a lipit o ala de poponeț. Vorbesc serios. Și s-a supărat omul atât de tare încât a făcut o propunere de lege care, ce să vezi, a trecut și e în vigoare. Deci ori cocaină, ori heroină, ori gumă de mestecată, în Singapore tot la pușcărie te duci. Bine, hai să revenim acasă, Marian, okay. Și te întreb așa. Câți oameni, dar sincer, sincer, Brăila nu e un județ bogat, e un județ necăjit. Brăila e un județ care s-a bazat pe agricultură, care acum agricultura e aproape în cap. Și știu ce spun. Te întreb, Marian. Cât de mare va fi drama la toamnă sau la iarnă, de vreme ce la 1 aprilie prețurile la gaze și la curent electric vor reveni la normal, nu vor mai fi ajutați românii de guvern, de stat? Părerea mea că drama va fi enormă, imensă, dar am o întrebare. Să spunem că nimeni nu poate să achite facturile la gaz și la lumină. Ce se întâmplă? Le taie gazul și lumina. Cum? Cu patent. Cartiere întregi, străzi întregi, nu plătește nimeni pentru că nu poate. Ce fac politicienii fără lumină și fără gaze? Doar trăiesc pe acest pământ, în această Brăila, în acest România, în acest București. Prietene, când n-o să aibă de plătit, o să le taie lumina. Ei. Furnizorul. Am înțeles. Dar acești politicieni trăiesc împreună cu noi în aceste orașe, nu, județe, nu, localități. Prietene, ești în eroare. Nu. Politicienii, în principiu, nu trăiesc alături de voi. Nu. Ei trăiesc acolo unde nu se poate tăia lumina pentru că este plătită. Am înțeles. Păi, înțelegi? Și cum va fi? Va fi numai casa sau palatul lui cu lumină? Bine, acum nu vreau. Hai să nu instigăm. Fii atent, Mariane. Hai să nu instigăm lumea, că nu toți politicienii... Nu, dar nu instigă nimeni. Nu toți politicienii sunt nemernici. Ascultă-mă. Cum va fi în toamnă? În toamnă tu trebuie să spui cum va fi, nu eu. Că eu cred că știu cum va fi. Va fi dezastru. Și eu zic la fel. Te mai întreb ceva și cu asta terminăm discuția. Mi-a plăcut foarte tare cum vorbești și sinceritatea ta este foarte, foarte utilă. Te întreb așa. Lucrezi în domeniu privat sau public? Privat. Perfect. Dar nu în România. Ce ai făcut, Bobiță? Când să zic că te-am prins, unde lucrezi, în ce țară? În moment Marea Britanie. Nu ești bun, mă. Păi da, acolo nu, întrebarea mea nu are niciun rost. Eu vreau să te întreb, ce e asta, mă? Declarația din Singapore din 1992, 28 ianuarie, Paule, mai îmbrăligat în așa hal, asta bănuiesc că este, o să mă documentez, Paule, Paul, frate, a luat-o în serios, facem alte emisiuni despre Singapore. Îți promit, Mariane, că o să mă documentez și o să povestim oamenilor. Fii atent întrebare. Dacă aș prezenta la cei care privesc emisiunea noastră, ce s-a întâmplat în Singapore și cum a ajuns acea țară
dintr-o țară la fel de coruptă și de nenorocită ca România, la ora actuală să devanseze Marea Britanie. Păi atunci, fii atent, prietene, dacă vrei să stăm la taclale pe postul ăsta național de știri, îți spun eu, Islanda, știi, Islanda are capitala la Reykjavik, da. O insuliță, da. Care, pe care nici nu o vezi din avion, prietene. Aia de se încălzește cu geizere. Fii atent aici, în Islanda... Eram eu la o altă televiziune, a ieșit scandal mare, că am făcut atunci vreo 4 emisiuni, 5 emisiuni. A fost o revoluție. A fost o revoluție pentru că islandezii, ei sunt vreo 360.000 cu toții. Adică un pic mai mult decât e la noi în sectorul 3. Aia e toată Islanda. Și-au dat seama, fii atent aici, Mariane, că guvernul lor a împrumutat niște bani de la străini, Banca Mondială, nu știu de la cine a luat banii, vreo câteva milioane de dolari, dar pentru ei câteva milioane este vorba ca la noi de câteva miliarde. Ok, și s-au trezit islandezii că sunt datori. Știi ce au făcut? Au dat jos guvernul, da. Au dat jos parlamentul, i-au trimis la judecată și la pușcărie pe unii dintre ei și pe stradă, da. S-au adunat pe cartiere, pe străzi, pe blocuri. Ghiță, vorbesc serios, așa a fost. Și și-au desemnat oameni, i-au trimis într-un parlament, într-o adunare ad hoc și au pus țara pe roate, bă, băiete. Și n-au plătit datoria, au spus, nu, bă, să o plătească ea din pușcărie, că n-au făcut-o pentru noi, corect, pentru Islanda. Corect, perfect. E, vreau să spun ceva. Revoluția islandeză este subiect secret în presa mondială, nu s-a discutat. Batista Pățambal. În România am fost singurul. La vremea aceea, o singură televiziune și o singură emisiune tratau acest subiect, Revoluția de la Reykjavik. Da, bă, i-au ieșit și au zis, bă, ne-ați îndatorat, da. Unde sunt banii? Păi stai să vezi că am crezut că n-am știut. Ai crezut că n-ai știut? Da. Du-te, bă, la pușcărie, iar noi pe străzi ieșim din blocuri, din cartiere, din comune, din orășele, din Reykjavik, care Reykjavik e un fel de mini-cartier din București, da? Da. Și și-au pus altă conducere a țării, bă, băiete. Știi cum, e acum Islanda? Dacă nu, paradis pe pământ, mă, paradis. Perfect. Bine, mersi frumos, Marian. Hai mai departe. Alin, București, cer publicitate. Alin, ne m-auzi? Alin? Nici măcar nu e Alin. Cer direct publicitate și revenim la telefoane. Alexandrina, sărut mâna, ești în direct, te ascult. Bună ziua, am și eu de spus decât două puncte de vedere, dacă se poate, scurte. Te rog. Un, dacă toți oamenii din instituțiile statului, de la un cap la altul, ar realiza că sunt muritori și că în momentul în care pleacă, în coșucul lor nu intră nici casele, nici banii din offshore, și dacă s-ar face o reclamă exact ca aia, vezi 2 litri de apă pe zi, și să se spună zilnic, oameni buni, nu mai furați, că tot acolo ajungeți. Asta ar fi primul punct de vedere. Da. Nu știu dacă e bun. Nu e bun. Și al doilea punct de vedere... Alexandrina, nu e bun. Da? Nu e bun. Nu e bun. Nu interesează pe nici unul dintre cei la care faci referire, nu interesează ce spui tu acum. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar aș fi vrut să spun că asta e o idee a mea și o țin în mine. Emisiunea aia voastră îți respect ideea, doar ți-am spus că nu are nicio legătură cu ce gândesc. Nu ajută țara și nu ajută. Mai departe, a doua. Al doilea punct de vedere era dacă toate instituțiile, poliția, securitatea, justiția ar fi funcționat în țara asta, poporul ăsta n-ar fi ajuns în stadiu. Ăștia sunt principalii vinovați de Mulțumesc mult, doctor. Nu mai pot. Deci, nu că fac râie. Nu că mi-apar herpesul. Mă lasă neuronii. Nu mai vorbește, neuronul meu principal nu mai vorbește cu frații lui, nu mai fac sinapse. Să duce în Doamne, iartă-mă gândirea. Puțină gândire să duce. Cum să... Vă puteți imagina că toți avem drept de vot și o spun așa pilit ca să nu se simtă nimeni jignit. Avem drept de vot. Dacă toate instituțiile statului ar funcționa, n-am mai fi ca bătrâna din imagine. Păi, știu eu un mare fotbalist, regele, să fie bine ca să nu fie rău. Un anonim, bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua, domn Barbu. Țara asta nu cred că în momentul de față are un viitor prea strălucit, deoarece telecomanda cred că nu ne aparține. Cred că sunt cei de la conducere sunt cumva conduși din afară. Normal. Și
Nu știu care ar fi soluția atâta timp cât țara asta este îndatorată în ultimul hal. Doamne. Cine și ce să ceară când cei din străinătate spun sula în coaste pentru că ești dator? Mersi frumos, anonimul. Mersi mult, tati. Cred că am greșit cu ceva azi. Azi am avut... am niște păcate pe care azi le-am ispășit. Sper. Adică sper că o altă emisiune să nu mai fie ca asta de azi. Am greșit undeva, nu-mi dau seama unde. Dar gândiți-vă bine, cei care vă uitați, nici nu știu dacă se mai uită cineva la emisiune, afară de fanii mei, care mai sunt puțini, pentru că o astfel de emisiune nu se numește emisiune. Cum să fii cu astfel de păreri? Păi cum să scoți țara din marasmul în care, nici nu știu dacă trebuie să folosesc cuvântul maras, că probabil că nu-l înțeleg oamenii. A, nu, aceștia. Băi, cum să ieșim din groapa în care suntem dacă avem păreri de genul ăsta? Și cu părerile astea ne ducem la vot. Gata, s-a terminat emisiunea sau gata pub? Publicitate mi se spune și revenim imediat. Este ca niciodată. Toată emisiunea asta a fost ca niciodată. Foarte, foarte bizare telefoanele. De ce spun că e ca niciodată? O să-mi cer scuze. Băi, dacă am supărat pe cineva cu monarhia, cu băutura, cu... Dacă am supărat pe cineva, îmi cer scuze, n-am avut în intenție. Dar nici nu pot să fac rabat de la ștacheta pe care mi-am impus-o în 1999, când s-a lansat în TVR2 emisiunea asta. După 23 de ani să fac rabat, nu. Rămâneți cu Răzvan și cu Radu, cu Bună România. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne revedem luni la ora 15:55. Toate cele bune. Apropo, mai stai un pic. Bă, duminică la 4:16, duminică la 16, am văzut un promo. Vi-l recomand și eu, frate, foarte tare. Despre Putin, despre Rusia, despre Biserica Ortodoxă Rusă și despre armată. Bă, fabulos materialul. Duminică, ora 16.